Bună seara! Începe o nouă ediție România te iubesc. Este prima noastră ediție nouă după o întrerupere pe care nu ne-am dorit-o, epidemia. Vă mulțumim că ne-ați susținut în toată această perioadă. Începem! De ani de zile auzim despre clanuri de interlop și grupări infracționale organizate care își desfășoară activitatea lângă noi, într-o lume subterană, paralelă și insidioasă. Rare ori deranjați de poliție, cu avere agonisite din afaceri ilegale, răufăcătorii sfidează societatea și corup autoritățile. Astăzi o să urmărim și mărturia unui lider al lumii interlope într-o incursiune în istoria organizațiilor criminale din Bucureștiul ultimilor 31 de ani. Cum au apărut și s-au impus prin șmecherie și violență? O anchetă de Cosmin Savu. În 1 septembrie 2020, șeful Poliției Române, chestorul Liviu Vasilescu, își prezintă demisia din funcție în urma unui scandal. Întâlnirea la miez de noapte cu liderii familiei Duduianu, cunoscuți interlopi. Vă rog să-mi permiteți ca de astăzi să mă retrag din funcția de inspector general Poliției Române. Tensiunile în București au fost fără precedent în ultimii ani. Mai multe grupări violente se pregăteau de conflicte stradale. Nu e prima demisie a unui șef de poliție din cauza controverselor ce implică grupări infracționale organizate în București și Ilfov. Am un mesaj pentru clanuri, interlop și răufăcători. Suntem cu ochii pe voi. Zeci de familii, de clanuri, de grupări criminale au făcut miliarde în ultimii 31 de ani din activități pe lângă lege. Asta se întâmplă în București, în Ilfov și în județele de lângă. Toate sectoarele Bucureștiului au fost penetrate, infiltrate, controlate de anumite grupări. În sectorul 1, Cladul Sadoveanu, Zis și Belgienii, gruparea Giulești, frații Geamănu, în zona Gării de Nord, familia Domnu, Piticu și Zănoafe, sectorul 2, familia Duduianu, familia Rinu, Dilaila. În sectorul 3 au fost Caranii, Sile Pietroi și fratele lui Chioru, Tostaua, Chira, Cuza. În sectorul 4, gruparea Sportivii Vechi și Noi, Vancică, Amet. Sectorul 5, cunoscuții Cămătari, Gruia, Ștoacă, Spuitorii, Mogoș. Sectorul 6, Litrașul, Luptătorii, Vasiloi. Gruparea Bejan a vândut droguri în cluburi în ultimii ani, fără să fie deranjată de poliție. Infracțiuni de mare violență, tâlhării, șantaje, violuri, fie ele infracțiuni de crimă organizată, trafic de persoane, trafic de droguri, fie ele infracțiuni economice, spălare de bani, evaziune fiscală sau infracțiuni de corupție. Iar astăzi, în imobiliare și politică. Criza declanșată de pandemie i-a lovit direct în buzunar. Activitatea din stradă, cerșetorie, furturi, prostituție, dar și consumul de droguri în cluburi, discoteci, s-au redus drastic. Aceasta a dus la o agitație. Unii dintre cei plecați în străinătate s-au întors, au răbufnit orgolii și s-au relocat resurse. Imaginea aceasta este îngrijorătoare și a avut loc sub ochii noștri, sub ochii poliției, sub ochii autorităților, care de multe ori au fost complice. Câteva personaje din lumea interlopă a Bucureștiului sunt la închisoare. Mulți sunt căutați internațional, dar cei mai mulți sunt în libertate și nu și-au schimbat nărapul. Știu că se lucrează foarte serios pentru a combate aceste clanuri. Momentul 1990 a găsit lumea interlopă bucureșteană în plin avânt. Libertatea a adus la pachet și slăbirea instituțiilor de ordine publică și a legislației și a favorizat și corupția și mediul infracțional. Puterea oricărei organizații infracționale e dată de puterea ei financiară și de puterea resursă umană, da, ca număr al persoanelor care compun acea grupare. Au apărut pe piața neagră arme, s-au dezvoltat industrii clandestine de cămătărie, prostituție, trafic de droguri și rețele de tâlhari. După modelul sovietic au apărut reglări de conturi, asasinate, acte de mare violență. Sunt multe și cred că sunt diferite. Cred că unele au la bază criteriul familiei, familie care se extinde la un moment dat și care în timp adoptă și personaje din afară, sunt altele constituite cumva pe criteriu geografic. Racolări, fiecare își aduce din urmă lupi tineri pe care îi pregătește, îi antrenează, îi învață.
Alexandru Ilie, zis Sandu Geamănu, este unul dintre interlopii cei mai cunoscuți ai României. A fost implicat în afacerea portbagajul, furtul unei mașini cu 420.000 de dolari în anul 2000, a avut legături cu racheții din fostul URSS, a controlat cea mai cunoscută rețea de furturi de mașini de lux din București, aceiași care i-au furat și mașina lui Gigi Becali sau Andrei Hrebenciuc. Sandu a cunoscut nenumărate pușcării, a avut o paletă largă de condamnări, unele dinainte de 89 pentru furturi și tâlhării și astăzi are o condamnare pentru omor. Ne-am întâlnit în penitenciarul Giurgiu. Domnul Sandu, aveți o condamnare grea. Câți ani ați primit? Am primit 30 de ani. Am fost trimis în judecată și condamnat pentru omor deosebit de grav. Așa s-a vrut, așa am primit. El a fost unul dintre nașii de început ai lumii interlope bucureștene. Renumele a venit din timp. Fiecare familie, fiecare, așa să spun, clan și-au dorit să pășească treptat pe ierarhia lumii interlope. Fiecare are interesul lor, fiecare clan, fiecare are banditismul lor și oricând poate jungla sau te poate vinde. În primii ani după 90 s-au remarcat personaje care au intrat în folclorul urban. Ei își făceau propria lege. Gigi Boieru a fost considerat ani de zile creierul unui grup mafiot bucureștean. Extorcări, înșelăciuni, proxenetism. Acum e decedat. A câștigat autoritatea prin faptul că era foarte inteligent și imediat după Revoluție, având posibilitatea financiară, dispunea de foarte mulți bani, a căutat să acapareze de partea lui membrii marcanți ai lumii interlope, respectiv pe Fane Spoitoru. Ion Titișor, zis Fane Spoitoru, a murit în 2016, dar până atunci a fost recunoscut ca și cap al lumii interlope și judecător apreciat în orice stabor țigănesc. Fost boxer, cu 12 ani de pușcărie înainte de 89, în proaspăta democrație, a adunat alte 10 de fapte penale. S-a remarcat în 1992, când a tăiat mâna unui polițist. Am ajuns să fim prieteni adevărați, chiar pot să spun că ne-am ajutat reciproc. Da, atât afară cât și în penitenciar. Gruparea fraților Cămătaru a fost o prezență constantă în viața obscură a Bucureștiului. În 1996, șeful poliției române de atunci, generalul Ion Pitulescu, și-a dat demisia, acuzând influența în poliție și viața politică a fraților Cămătaru, Gigi Boieru și Fane Spoitoru. Fiul lui Pitulescu a devenit după ani șeful Direcției Investigației Criminale și a anchetat aceleași personaje. După anii 90, principala infracțiune în care se produceau sume mari de bani era prostituția. Și atunci, într-adevăr, grupările infracționale bazate pe prostituție, pentru ele a fost cel mai ușor să schimbe și să se adapteze anilor actuali. Unde dădeai prostituție, puteai să dai și plicuri cu droguri. Deci s-au adaptat foarte repede. Majoritatea grupărilor trebuie să investească și banii, că n-o să-i țină, nu pot să-i țină în conturi. Ei trebuie să investească și atunci dau și aceste împrumuturi cu dobândă. N-ai cum să produci acele dobânzi de 10% pe zi, 10% pe săptămână. Stăteai cu sabia deasupra capului. Și Sile și Nuțu facem parte din aceeași generație. Ne-am cunoscut de mici. Sile Cămătaru se află și astăzi în închisoare. Sile, da, a fost cu mine, în prezent este la penitenciarul Mărginei. Este un băiat care s-a apropiat de Dumnezeu, în prezent. Așteaptă și eliberarea, cum așteaptă toată lumea. Am făcut mai multe demersuri pentru un interviu cu Ion Balint, zis Nuțu Cămătaru, aflat acum în libertate. Cosmin Savu e numele meu, de la ProTV. Nu mă interesează de unde ești și nu mai suna la numărul ăsta, te rog frumos. Am înțeles. Voiam doar să vă spun așa, că... Nu trebuie să-mi spui nimica, nu mă interesează, nu fă nicio emisiune cu fine, cu ceva, pentru că eu nu sunt de oraș, eu m-am retras. Mi-au confiscat lumea casele, vezi de treaba ta, da? Fii atent că o să-ți fac plângere, dar eu sunt Nuțu, n-am făcut nicio reclamație la nimeni niciodată, dar voi m-ați adus la disperare. Îmi pare rău că... Nu, n-ai ce să-ți pară rău, că voi sunteți interlopi, voi sunteți mafioții cu televiziunile voastre, cu toată lumea. Hai, la revedere, pa! Cristian Gheorghe este acum adjunctul Direcției de Investigații Criminale.
capacitaseră, într-adevăr, ca zonă de influență o mare parte din București, recunoscuți oamenii și la nivel național, ca să zicem așa. Nicu Gheară este un om de afaceri care a scăpat de problemele în justiție, deși asupra lui au planat nenumărate suspiciuni. Provine dintr-o familie săracă, mama lui și tata lui vindea mici ciungă, susane, dar ulterior el a fost foarte capabil, este cel mai puternic la ora actuală. O grupare despre care s-a vorbit constant în ultimii ani a fost cea a sportivilor. Robert Nică a fost considerat unul dintre liderii acestei grupări. Astăzi este un influent dezvoltator imobiliar în sudul orașului. Mi-a plăcut să mă bat toată viața mea. Și probabil că din cauza faptului că mi-a plăcut să mă bat, și a avut parte de acest lucru. Și am câștigat mai mereu și asta a fost ideea. Și de aici înainte, prietenie. Acum 20 și ceva de ani, precum bine știți, nu există românii șmecheri sau cunoscuți, erau numai țiganii la putere, numai slaboare. Și am, aici a plecat toată treaba. Restul că s-au așezat lângă fiecare, lângă mine, de exemplu, alți băieți robo sportivi și alți. Asta a fost partea a doua, dar n-a fost nimic organizat. Ion Anghel, zis Coco Anghel, era văzut ca un sfătuitor al clanului sportivilor. Și el a decedat în 2014. Coco Anghel a fost și va rămâne o legendă vie pe persoană fizică. Anumiți sportivi pe care i-a pregătit pe la sală. Așa, sub forma asta, a luat ființă clanul sportivilor. Este părintele care a dat naștere acestui clan. Fiind sportiv de performanță și plăcându-i bătaia cu bătaia de viața lui, m-a văzut pe mine ca și el, cum s-a spune, și de aici a plecat toată prietenia, dar n-a avut nicio legătură cu constituția acestui clan, cu absolut nicio treabă. În doar câteva minute ne întoarcem la ancheta despre clanurile de interlopi. Rămâneți cu noi, revenim! Duduianu, Sadoveanu, Caran sau Vancică sunt numele unor familii care s-au impus prin violență în lumea interlopă din capitală. Ani de zile au acumulat averi pe lângă lege și au sfidat comunitatea, iar poliția și politicul nu au fost străine de acest fenomen. În anul 2000, un membru al lumii interlope bucureștene a reclamat la poliție furtul unui kilogram de bijuterii și 420.000 de dolari. Era vorba de un fost plingar de case, Mihai Bucurenciu, care a murit, în prezent, nu mai există. Hoț de case, spărgător. Da, spărgător de case, care a pus mâna pe un capital și, având o vârstă mai înaintată, s-a plafonat, a intrat în afaceri. Mihai Bucurenciu, un fost spărgător, deținea la ora aceea o discotecă în regie și o fabrică de termopane și era prieten cu primarul Ion Dinuță. Primarul sectorului 6, pe timpul PNCCD-ului, unde și-a deschis o firmă care se numea Prolux de termopane, iar primarul a dat ordin ca în sectorul 6 să fie dărâmate toate buticule care strică înfățișarea sectorului și să se facă din termopan. Firma Prolux era peste drum de primărie. De ei s-a furat de către anumiți sportivi. I-au luat banii. 420.000 de exact, dolari la ora aceea. 420.000 de dolari. Sandu Geamănu a fost chemat să recupereze banii care erau destinați campaniei electorale din acel an și a găsit repede hoții. Am mers la ei acasă, am intrat în posesia lor, i-am invitat jos și am spus, trebuie să mergi cu noi, uite care e situația. Sunteți niște costproști. Banii erau de negăsit. I-a luat Dinicu Cornel, el fiind bodyguardul fetei unui senator de Călăraș, Tărăcilă. La timpul respectiv era poziționat și susținut politic. Ministrul de interne, ulterior. Fostul ministru de interne, da. I-a acordat protecție fiicei dânsului. Am încercat să recuperăm banii, am încercat să-i forțăm, am încercat să interpelăm și pe ceilalți. Au fost niște alergături, niște lupte.
într-un final, așa au calculat ei, să se ducă la, să apeleze la Nicu Gheară. Resurse nebănuite au fost puse atunci în mișcare. Bucurenciu a încercat să ajungă prin relațiile lui la ministrul de interne, care era atunci, mi-aduc aminte, domnul Dudu Ionescu. A încercat să repună pe rol furtul ca parte vătămată, dar a intervenit la timpul respectiv generalul Bot, șeful Poliției Capitale. A intervenit și s-a luat în calcul arestarea mea. Eu sunt mai mult ca sigur că o parte din banii a ajuns la el. La nivelul conducerii Ministerului de Interne s-au lansat acuzații de corupție și legături cu lumea interlopă. Banii nu au mai apărut niciodată. Banii s-au împărțit în trei, între poliții și hoți. Respectiv Mircea Bot și probabil că apropiații lui. Eu am fost la Ministerul de Interne și am făcut o declarație scrisă, toate detaliile mele, cum Mircea Bot era implicat în furtul banilor. Sandu Geamănu a fost arestat și condamnat la 10 ani de închisoare, din care atunci a executat 7. Începutul anilor 2000 găsește Bucureștiul într-o situație dificilă. Convulsiile economice și sociale și slăbiciunea statului au dus la crearea unor rețele infracționale greu de imaginat. Fiecare dintre noi și-a avut locul lui. Adică dacă unul dintre ei, din aceste clanuri, avea o discuție, trebuia să poarte o discuție într-o zonă unde locuiam eu, respectiv sectorul 1, trebuia să fiu și eu anunțat. La rândul meu, dacă aveam o problemă într-o zonă din care provenea aceste clanuri, era vorba de respect reciproc. În fiecare cartier și-au făcut apariția familii, grupări infracționale, care, în funcție de numărul membrilor, dar și de conexiunile în stat, căpătau putere. Nu există grupare să nu relaționeze cu alte grupări, chiar dacă la un moment dat sunt rivale. Au început lupte de împărțire a teritoriului, care uneori au luat forma unor adevărate războaie de stradă cu sute de membri implicați. Când există spații goale, imediat, în secunda următoare, se ocupă cine poate, oase roade. Lumea a început să fie familiarizată cu sportivii, duduienii, caranii sau sadovenii, iar aceștia făceau bani, mulți bani, cu care alimentau și corupția din România. Pe de o parte se extind geografic, se îndepărtează de zona lor de siguranță, să zicem, zona în care au crescut, în care au locuit, zonă pe care o știu bine. Pe măsura creșterii curajului crește și gradul de violență. Devine un element de imagine. Incidentul de anul trecut cu înjunghierea lui Florin Mototole, a zis Emitian, a readus în atenția publică clanul Duduianu. Familia Duduianu, ei vin de dincolo de Revoluție, de cei 31 de ani. E o familie foarte cunoscută în etnia romilor. Familia Duduianu este foarte numeroasă. Este întinsă pe raza mai multor localități. A fumat Șindrilița, Ținești. De fapt, ei sunt întinși pe DN2, aici unde și acționau ani de zile. Au fost multe plângeri, multe cazuri, multe dosare penale legate de tâlhării la tiruri. Foarte productiv ca și randament al produsului infracțional. E vorba de spargerile de autocamioane în mers. O familie foarte mare care s-a mutat în București, unde s-a stabilit în sectoarele 2 și 5. Ei sunt unul dintre motivele pentru care în 1993 s-a înființat Brigada de Combatere a Criminalității Organizate în Capitală, condusă acum de comisarul șef Vasile Costea. La un moment dat exista și suspiciunea asta că proliferarea lor a fost ajutată din interiorul sistemului, de servicii, de poliție, de structuri care... Eu n-aș merge chiar atât de departe să spun că a fost un scenariu pus la punct de servicii, poliție sau alte structuri în sensul de a ridica aceste grupări infracționale, ci mai degrabă aș spune că au fost excepții care au fost tratate ca și excepții, au fost funcționari care într-adevăr au trecut de partea cealaltă a baricadei. Întemeitorii acestei grupări infracționale au fost cei 9 frați Duduianu și acela a fost nucleul dur.
Cristofor, Nelson, Estronom, Seif sau Segher sunt nume care s-au impus în lumea interlopă bucureșteană. Zona sectorului 2, zona Biserica Mărcuța, zona Pantelimon, acolo a fost zona lor de influență tradițională în București. Familia Duduianu cred că a avut acuzații jumătate din codul penal. Tentative de omor, violuri, prostituție. Au fost ani de zile cei care au ținut capul de afiș al clanurilor de interlop din București. Alex este ofițer sub acoperire la secția de grupări infracționale violente din capitală și interacționează direct cu membrii clanurilor. Clanul Duduianu acum este diferit de clanul Duduianu de 93. Adică acum conține trei generații, atunci conținea doar una. Acum când vorbim de clanul Duduianu, vorbim atât de cei din 93, de cei în vârstă, cât și inclusiv de nepoților, care în continuare comit infracțiuni. Familia apare astăzi slăbită de mandatele de arestare din mai multe dosare sau decesele seniorilor din clan. Între cei nouă frați Duduianu s-a remarcat unul, Cristofor, Nicolae Petrișor. El a fost și liderul clanului în ultimii ani de viață. Se mutase aici în Lilieci, deși asta mai mult prin pușcării. Cristofor era, a fost liderul acestei grupări și a ținut, ca să zic așa, închegat această familie. Era un lider destul de respectat în etnia romilor. A făcut, a comis și infracțiuni, a stat și și-a executat și pedepse în regim penitenciar. Cristofor a decedat în 2018, în timp ce era încarcerat la Rahova. Momentul a marcat și panta descendentă în care a intrat influența duduienilor în viața interlopilor bucureșteni. Hai să spun ceva, noi suntem musari, așa să spun, sunt diferiți, rasa, da. Noi suntem musari, ei sunt argintari, sunt cocalari, sunt argintari, căldărari, spuitori, știi, era foarte mult, da. Dar nu avem cătăși, nu... E acolo asta, când noi spre care ești în dreapta. Toți sunt la București, toți, majoritatea, da, toți. Și nu știu că i-a răsat atunci, putem să știu că e... În 2020 a fost instrumentat un alt dosar care îi viza pe membrii familiei Duduianu. Lăutari celebri făceau foarte mulți bani și erau șantajați ca o parte din bani să le revină lor, că altfel vor avea probleme. De principiu, acești lăutari cântau tot în mediul în care clanul Duduianu se învârtea. 13 persoane au fost trimise atunci în judecată pentru șantaj și tâlhărie. Victimele sunt... inclusiv Florin Salam sau alți lăutari de același renume. A fost un dosar foarte greu de instrumentat, un dosar care a durat aproape un an de zile. A fost un amalgam de infracțiuni pe care ei le-au comis și pe care noi am reușit să le probăm. Florin Duduianu, zis Anaser, este acum cel mai influent membru al clanului după moartea vărului său, Emipian. Dat în urmărire generală, Anaser sfidează autoritățile românești din Londra. Vreau să înțelegeți cu exactitate și definit sau cum se mai zice în codurile astea bunelor maniere, subliniat. Vreau să înțelegeți realitatea. Noi pe bune suntem 2786 de vâri primari. Și nu poate să ne dezbine nimeni niciodată. Noi ne-am născut și deținem un nume de sute de ani și pe bune deținem un nume de Duduian. Alți membri importanți ai clanului, Grațian și Ciprian Duduianu, au încercat să-l suprime pe ucigașul lui Emipian. Care e ceva și care te crezi în stare? Vino mă și spune față în față să trăiască copiii tăi și familia ta, mă. Bă, să trăiască copiii tăi și familia ta la oricare îi fi. Bună ziua, am dat, nu, bună ziua, am dat, belea mi-a încăpătat. Eu evit să nu ajung să-mi... Dușman cu verii noștri. Cei doi au fost arestați pentru tentative de omor asupra lui Gheorghe Emanuel Richard, membru al clanului Rinu. Rinu, o grupare violentă din sectorul 2, zona fostului complex comercial Europa, o grupare constituită tot pe criterii de rudenie apropiată. Una dintre principalele preocupări ale grupării a fost tot cămătăria și recuperarea de datorii. Conflictul cu familia Duduianu era mai vechi și, deși momentul altercației a fost spontan, crima a venit într-un moment tensionat între grupări. Unde este statul în toată această întinsă rețea, întinsă și mereu în mișcare și dezvoltare, spre profitul cui continuăm să întrebăm? Revenim!
Dezvoltarea grupărilor infracționale s-a făcut după niște rețete sau scenarii aparent bine puse la punct, cu implicarea unor funcționari ai statului român. Iar clanurile au adunat averi colosale și continuă să corupă autoritățile statului român. După intrarea în Uniunea Europeană, foarte multe rețele de trafic de ființe umane, de droguri sau tâlhării au fost exportate. Criminalitatea a devenit transfrontalieră. Grupările infracționale românești se remarcă printr-o abilitate de a comite infracțiuni. Pe scurt, sunt mult mai deștepți decât alții. Avem modalități sau moduri de operare patentate de români. Nimeni nu le face așa de bine cum le fac românii. De exemplu, furturile din autotirurile în mers. Sunt grupări de, eu știu, spărgători de locuințe, care sunt foarte, foarte buni. Infracțiunile informatice. Românii au avut și sunt undeva acolo, sus, bancomatele aruncate în aer cu explozibili. Nu am inventat noi modul ăsta de operare, dar am avut o apetență deosebită. De aici, din Piteasca, Ilfov, au plecat caranii, o grupare extrem de puternică și de violentă. Primul a fost mitica lui Caran, cel care a și dat numele acestei familii, Dumitru Răducan. Împreună cu fiii săi s-au mutat la București și s-au impus pe piața infracțională cu multe, foarte multe evenimente. Nu, de aici au plecat? A, da. Nu? Alucaran. Alucaran. Da. Nu? Da. De unde au plecat? După strada aialaltă. După strada aialaltă. Da. Au venit la un moment dat în București, izgoniți chiar de acolo, din sat, de o familie mai puternică, s-au stabilit în periferia Bucureștiului, în Pantelimon. Acolo au început să comită mici infracțiuni, furturi, tâlhării și odată cu acumularea banilor au început să... Au trecut la proxenetism, au trecut la taxe de protecție pentru comercianții din zonă, au trecut la infracțiuni de șantaj, de amenințare pentru a-și mări influența. De-a lungul timpului au ajuns să acumuleze sume foarte mari de bani din săvârșirea acestor infracțiuni, inclusiv infracțiuni de cămătărie, ajungând chiar să dețină cluburi de noapte în București, pe litoral chiar, și aveau o viață foarte luxoasă. Unul dintre cele mai temute clanuri din capitală, clanul Caranilor, avea și afaceri la vedere. Un club de manele, clubul Balcan, chiar în centrul Bucureștiului, în kilometru zero aici, în piața Universității. Dar nu doar aici, ci și în Mamaia. Violenți? Foarte violenți. Au reușit să controleze zona sectorului 2, de unde au scos efectiv de pe piață o altă grupare care s-a retras într-o altă zonă, o grupare cunoscută la începutul anilor 90 cu denumirea Tostao. Genul ăsta de infractori puteau să provoace scandal. Și când se duceau la bătălie, cum spuneau ei, la război, plecau cu căruțe, cu tractoare, cu camioane, cu basculante, încărcau combatanții în ele și se duceau la bătaie. Erau frecvente reglările de conturi dintre ei, care au dus până la urmă la retragerea lui Tostao din zona Pantelimon, capătului 14. Toți infractorii de un anumit nivel din acea zonă îi recunoșteau ca lideri. Puterea familiei Caran a sporit foarte mult în perioada 2003-2005, când o altă mare familie din București, familia Cămătarilor, a intrat la pușcărie. De atunci au avut o luptă pentru supremație în București. Constant erau scandaluri între clanul Duduienilor și Caranii, care își împărțeau aceeași zonă din București. Printr-o întâlnire dintre mitul lui Caran și Cristofor, care era șeful familiei, capul familiei Duduienilor, ei doi s-a decis să se pună, să facă pace între ei, practic, având avantaje reciproce. Duduienii erau partea violentă, brațul armat al grupării și cei mai vizibili. Caranii aveau intrările și conexiunile, suspiciunile mergând până la conducerea poliției sectorului 2. Au ajuns să controleze banii dați cu camătă în cele mai importante cazinouri din București, Platinum, Metropolis și Queen. Se anunțau reciproc dacă nu aveau destul de lichidități, dacă aveau, că erau și ei pe paliere. Unii împrumutau sume de ordinul miilor, zecilor de mii de euro, alții de ordinul sutelor de mii de euro, alții de ordinul milioanelor de euro. Lăsau fie o garanție personală, adică era o persoană care garanta pentru ei și le spunea, da, ok, e un de încredere respectivul, o să vă dea banii înapoi, sau o garanție reală, un bun.
o mașină, un imobil. Într-o singură noapte, fostul președinte al Camerei de Comerț a României, condamnat acum pentru fapte de corupție, Mihai Vlasov, a împrumutat de la ei 1,5 milioane de euro. A doua zi, cel poreclit împăratul a dat banii înapoi și 150.000 de euro dobândă, 10% pe zi. El chiar în interceptările noastre era un cunoscut al cămătarilor și un, putem să spunem, o gâscă cu ouă de aur pe care abia așteptau când ajunge el în cazinou, nou, a venit Neamișu, se anunțau reciproc, se strângeau și știau că e vorba de sume mari. Anchetatorii au pus sechestre pe imobile și mașini și chiar au confiscat o casă care a costat 1,6 milioane de euro. Aproximativ 5 milioane de euro pe care am dovedit că gruparea a obținut-o din desfășurarea acestui gen de activități ilicite de cămătărie pe perioada documentării, adică undeva la 6-8 luni. Nu este valoarea efectivă a ceea ce au făcut ei, ci ceea ce am putut noi dovedi. Condamnările au fost ușoare, nici una peste 3 ani de închisoare. Domnul Savu, eu nu fac așa ceva, nu-mi place mie la televizor, la videoclipuri, la astea. Nu sunt persoana potrivită. Știi despre ce sunteți? Faceți un material despre grupările din București, despre clan. Da. Aia, ați sunat greșit, domnul Savu. De ce să povestiți că în condițiile astea o să pun un avocat să vă sune pe dumneavoastră? Eu nu v-am dat acceptul să vorbiți despre mine. Un material mai amplu, e un material despre Caran, Duduien, Vancic. Nu, de ce Caran, ce Duduien, nu știi cine e Caran? Noi suntem de la țară, domnule, avem legătură cu București. Afacerea din cazinouri era foarte bine controlată de capii grupării. Trimiteau intermediari care aveau grijă să știe cine câți bani a dat cu camătă acolo ca să poată să-și facă partea care îi se cuvine liderul grupării Aurel sau fratele lui Costel. Nu mai aberații, nu mai minciuni. Niciodată n-am auzit la televizor că s-a vorbit despre... Tocmai de asta vă sun pe dumneavoastră. Tocmai de asta vă sun pe dumneavoastră să-mi ziceți dumneavoastră. Nu-mi place mie, nu dau eu un domnul să vă niciun interviu. N-am ceea ce am apăcat la pușcări degeaba. Eu n-am avut nici parte vătămată în dosarul ăla care știți dumneavoastră despre el. Eu nu pot să dau, să-mi țineți mie microfonul, să dau eu sau pe canapea la măruță. Haideți, domnule, confundat. Nu fac așa ceva în viața mea. Indiferent dacă e o activitate infracțională sau nu activă în momentul de față, faptul că sunt caranii, cum sunt și duduienii, cum sunt și cămătarii, le oferă un renume în lumea lor infracțională. Ștefan Răducanu, fane a lui Caran, promitea din pușcărie ajutorul altor confrați. Din interiorul penitenciarului le promitea că el are influență asupra procurorii, asupra polițiști și că îi ajută. Pentru a-și spori puterea, caranii s-au aliat și cu o altă grupare, de asta dată din sectorul 4, Vancică. Costela lui Caran l-a nășit pe Florina lui Vancică și practic s-a produs atunci o nouă alianță, ca sau una alianța dintre Caran și Duduien, dacă îi putem spune așa, a venit și familia Vancică. An de zile, zona Pieței Reșița a fost controlată de membrii clanului Vancică, care se ocupau cu micul comerț stradal sau cu vânzarea de țigări netimbrate. Au intrat chiar și pe piața drogurilor, intrând în coliziune cu un alt clan, cu clanul Stoacă din sectorul 5. Interesant este că această piață a fost administrată timp de ani de zile de firma soției fostului șef de la Antidrog, pensionat subit anul acesta în ianuarie. Piața Reșița a fost închisă în iulie 2020 pentru nerespectarea regulilor de protecție anticovid. Acolo, membrii marcanței grupării, doi dintre ei, Fane Vancică și fratele lui Pinocchio, au creat o rețea senzațională de a distribui aceste țigarete, în care acolo în zonă racolaseră membrii care să aibă grijă de distribuția lor, de depozitarea lor. Întotdeauna aveau grijă să mute din diverse apartamente, garsoniere și reușiseră să pătrundă și în transportul acestora, în contrabanda efectivă, trecerea peste frontieră a țigaretelor cu anumiți cetățeni moldoveni. Afacerile nu sunt doar în periferie, nu doar în piața Reșița, în sectorul 4. Clanul Vancică are și aici, în centrul orașului, amanetul care este o prezență legală. Numai departe de anul trecut a fost deschis un nou dosar care vizează pe membrii clanului Vancică pentru trafic de țigări neaccizate. 7 au fost arestați preventiv. În momentul de față sunt trimiși în judecată și s-a pus sechestru undeva
pe aproximativ 200.000 de euro. Dar nu toate grupările s-au adaptat în Uniunea Europeană. Înainte de a intra din nou în pușcărie, Sandu Geamănu era cunoscut drept cel mai mare hoț de mașini de lux din România, cu conexiuni în spațiul ex-sovietic. Se spunea că mașinile pe care le furați din România se duc în fostul URSS. Sigur că da. S-au dus, se duc și se vor duce. Sandu Geamănu se împrietenise cu un cetățean moldovean, Iurie Radulov, considerat cel mai mare criminal profesionist din Europa de Est. Condamnat la Chișinău pentru 11 crime și 18 tentative de omor. Ați fost nășit de un cunoscut asasin. Da, a fost condamnat pe viață. Este vorba de Iurie Radulov, l-am cunoscut în penitenciar la Jilava. Am mers în Rusia, am venit în România, ne-am distrat, dar fiecare avea activitatea lui. Acolo este mult mai dură față de activitatea noastră de aici. Aici nu se omoară. Aici eventual te bate, te taie, dar nu se recurge la împușcături. Au existat crime cu autor necunoscut și în anturajul lui Sandu Geamănu. Doi apropiați au fost găsiți împușcați și decapitați exact pe groapa de gunoi din Giulești, Sârbi, unde își făcea veacul unul dintre frații lui Sandu. Să presupunem că acești oameni erau dușmanii mei. Eu îi băteam, probabil îi tăiam, dar niciodată nu ajungea să fie decapitați. Ei a supărat și a deranjat pe cineva care nu știe altceva. Un glot costă 2 dolari. A deranjat pe cineva sau cineva a vrut să pună stop unor informații care puteau să pună în pericol anumite cercuri. Niciodată soluția pentru conflictele violente n-au fost din punctul lor de vedere autoritățile. Întotdeauna pentru ei, justiția a fost tot un element interior. Cei care au furat mașina lui Gigi Becali și ulterior au fost pedepsiți de latifundiarul din Pipera erau apropiații lui Sandu Geamănu. O grupare foarte puternică la vremea ei. O grupare care la un moment dat s-a axat pe autoturisme de lux. Acești hoții mașinii lui Gigi Becali erau prin anturajul meu, nu furam eu, dar majoritatea oamenilor care li se fura mașina veneau cu trimitere către mine. Puteți să ne recuperați mașina? Și având în vedere că cunosc tot orașul, încercam, dar contra cost. Eu dacă știam că i-a furat mașina, o luam de la ei și mă duceam și îmi ceream scuze, îi spuneam foarte mult, a găsit-o copiii pornită, din asta trăiește, asta știe să facă, îmi cer scuze, ia-ți mașina înapoi. Dar hoții au încercat să mă scoată pe mine de la combinație și să o dea ei direct, de ce să nu mai mă bage pe mine la parte. Și atunci au fost făultați. Dar fapta pentru care este acum în pușcărie este omor deosebit de grav. Un dosar greu pentru procurorii care au reușit să demonstreze în fața instanței implicarea lui Sandu Geamănu în torturarea unui bătrân și furtul unui Audi Q7 și a 250.000 de lei. Sandu a fost și cel care a venit cu informația, cu pontul, că în locuința respectivă se află o sumă foarte mare de bani, 250.000 de lei. Era acasă doar un bătrân de 74 de ani. Era, e adevărat, era și o fetiță, nepoata bătrânului, care din fericire dormea în camera ei și n-au ajuns până acolo. Ați vrut să-l omorâți pe bătrânul ăla? Mi-a spus o întrebare în care, dacă aș avea mai mult timp să vă edific din punctul ăsta de vedere, cred că v-aș pune pe gânduri. Am aici mai multe documente din dosar, martori sub acoperire. Sunt 4 martori în acest dosar. Nu știu la comiterea acestei fapte dacă a participat inculpatul Ilie Alexandru. Ilie Alexandru era o persoană violentă și influentă în lumea interlopă, spune acest martor. Da, e adevărat. Nu știu dacă inculpatul Ilie Alexandru a condus autoturismul. Nu doresc să mă constitui parte vătămată în procesul penal.
Probele au fost multe. Procurorii criminaliști au apelat și la FBI pentru a prelucra imagini de pe o cameră de supraveghere unde apărea și Sandu Geamănu. Acesta se declară nevinovat în dosarul în care a primit 25 de ani de închisoare. Doresc să înaintez cererea de revizuire a dosarului și să aduc probe certe, având în vedere protocoalele care au fost declarate de Curtea Constituțională neconstituționale. Grupările criminale din București și-au făcut de cap în ultimii 31 de ani. Au ucis, tâlhărit, au vândut droguri și au sechestrat persoane. Au făcut miliarde din activitatea infracțională. Domnul ministru, avem un stat slab? Avem un stat ca orice alt stat. Cu părți bune și cu părți mai puțin bune. Ceea ce pot să vă asigur este faptul că suntem o țară care ține în frâu fenomenul infracțional și al criminalității. Un stat care pune pe primul plan siguranța și protecția vieții românilor. Nu avem un stat foarte puternic cum ne-am dori. Este evident că în situația în care vedem că sunt persoane condamnate care ne zâmbesc de peste hotare, în situația în care nu reușim să ducem la bun sfârșit procese și trec 10 ani de zile, nu ajung la final, nu înseamnă că suntem un stat puternic. Dacă nu avem instituții puternice, anumite zone de interese subterane preiau ele controlul asupra statului. La nivelul capitalei sunt zeci de astfel de clanuri unite într-un singur scop, să facă bani cu orice preț pe lângă lege. De-a lungul timpului, activitatea lor a evoluat, s-a schimbat, s-au făcut și s-au destrămat alianțe. Au corupt autorități și instituții și au influențat dezvoltarea sănătoasă a societății. Vom vorbi despre încrengăturile între interlopi, poliție și politicieni și într-una din edițiile noastre viitoare, despre afacerile acestor grupări criminale și despre acțiuni de intimidare. Atât pentru astăzi, vă las acum cu știrile Pro TV. Toate bune!